Salut și bine te-am regăsit pe canalul meu, numele meu este Iasmina și astăzi vreau să facem un unboxing. Am comandat de pe 3 site-uri din România și anume de pe Profiart am luat caiete de schițe pentru acoarele Hanemule. În sfârșit au apărut și la noi. Sunt cu hârtie de acuarelă colorată, respectiv gri și maro. Echivalentul caietelor de schițe pentru medii uscate pe care ți le-am prezentat, cappuccino și grey book. Aici avem toned watercolor paper. Din păcate, aceste caiete de schițe pentru acuarelă există de un an de zile pe piața internațională. La noi abia acum au apărut și abia în varianta aceasta sau doar în varianta aceasta, pentru că ele există în diferite formate. De fapt, acestea nici nu sunt niște caiete de schițe, sunt niște blocuri cu hârtie de acuarelă. Există și caiete de schițe, doar că nu la noi. Iarăși, îți spuneam că uneori am impresia așa că trăim în lumea a treia și suntem undeva la capăt de drum și nu ajunge nimic la noi. Deci asta am luat de pe Profiart. Motivul a fost pentru că în sfârșit au apărut la noi. Până acum, eu cel puțin nu le-am găsit. Apoi am mai luat de pe Victor Shop pensule Escoda, pentru că în sfârșit au reapărut în stoc. Am cumpărat din nou mărimea 4 și mărimea 8 pentru că le folosesc foarte mult și mi-e teamă să nu se uzeze și să nu le mai pot folosi într-un moment în care cei de la Victor Shop nu le mai au pe stoc. Aici sunt celelalte pensule pe care eu le aveam. Și tot Skoda Perla am luat un 5x0, o pensulă foarte, foarte micuță, în cazul în care mă tentează să pictez ceva în detaliu. Apoi au și Skoda Prado. Eu am luat de pe Jackson's Art un set semnat Fabio Cembranelli cu două pensule drepte și un liner sau rigger. Acestea sunt de pe Jackson's Art. De 1 inch, 3x4 inch și linerul este un numărul 2, așa era setul. Și m-am bucurat foarte mult când am văzut că le-au adus la bucată și cei de la Pictor Shop. Și atunci am cumpărat o pensulă dreaptă 1x2 inch. Deci acestea sunt singurele 3 disponibile. Și am luat un rigger mai micuț, numărul 0. Și apoi am luat niște pensule rotunde din aceeași gamă, exact cum am și Perla. Numărul 12, numărul 8, numărul 4, numărul 1 și un 3x0. La Perla am un 2x0 și acum am luat un 5x0. Oricum, mărimile sunt oarecum apropiate la cele micuțe. De ce le-am scos și pe cele de pe Jackson's Art? Să-ți arăt o diferență. Deci amândouă variante sunt pensule Skoda Prado, care sunt cu fir sintetic și imită părul natural, dar mânerul este roșiatic, la ce am cumpărat de pe Pictor Shop, și e maroniu, la ce am cumpărat de pe Jackson's Art. Acum s-ar putea să fie din cauza că au fost în acea colecție Fabio Cembranelli. Mi s-a părut puțin ciudățel, mă așteptam să fie același mâner. În schimb, am cumpărat o pensulă Escoda Ultima, tot sintetică, dar e
E o altă gamă, e gama Ultimo și aici seamănă mânerul, deci e exact aceeași culoare la mâner. Perii sunt diferiți. Am pensulă Rigger de la tot de la Escoda, dar din gama Perla, 1x4 și 1x2 și asta este un numărul 6 ce am cumpărat. Au un alt sistem de notare, deși sunt tot de Skoda. Sunt foarte curioasă să văd care e diferența între ele. Și, bineînțeles, n-am putut să mă abțin și am mai cumpărat o culoare Daniel Smith, Green Appetite Genuine de această dată. Sunt foarte curioasă cum funcționează. Iar de pe Office Direct am cumpărat 3 clasoare pentru cărți de vizită. Fiecare e pentru 480 de cărți de vizită și aș vrea să îmi fac un paletar, dacă ai văzut seria mea paletar de acuarele, să-l fac modular, să pot să mișc etichetele cu culori între ele, dar voi face un videoclip separat despre acesta. Acum haide să facem un mic proiect cu ceea ce am cumpărat. Să ne și bucurăm puțin de ele. Hai, de ce nu să folosim o Escoda Prado? Le pun pe celelalte pe parte. Scuze, nu știu cât de tare se aude zgomotul de fond, dar în prezent vintez la imprimanta 3D. Aici am făcut o mică schiță și aș vrea să pictăm niște frunze de ferigă după o carte pe care ai văzut-o într-un unboxing Books Express, Botanical Illustration from Life, și are niște desene foarte, foarte frumoase cu plante. Am aici niște apă. Hai să folosim chiar culoarea cea nouă. Să vedem cum e. Niște goașă albă. Și în caz de nevoie mai avem aici alte culori. Hârtia este de celuloză, nu e de bumbac. Ma. Pensula face un vârf destul de ascuțit, ceea ce e un lucru bun. E și destul de elastică, dar e puțin mai moale decât Perla. N-aș zice, ei susțin că imită la perfecție părul natural. N-aș zice că e chiar așa, e puțin mai elastică. Dar eu prefer așa. Cele de păr natural, 100% natural, fără
alte combinații fără amestecuri mi se par puțin prea mult. Deocamdată. Și se spune că cele cu păr natural sunt pentru profesioniști, pentru începători sunt mai bune, mai potrivite cele sintetice, pentru că sunt mai ușor de controlat. Să fie nu știu ce desen complicat sau pictură complicată, mai mult așa un pretext de relaxare și de a-mi încerca noile materiale. E un joc interesant de nuanțe în acest green appetite.
așa în formă diluată, guașa lasă niște efecte interesante. Nu e atât de opacă și mai degrabă lăptoasă. Până se usucă puțin. Hai să încercăm culoarea cea nouă pe o suprafață puțin mai mare. Am acest caiet unde am tot filmat în ultima vreme culorile noi. Pentru că și Green Appetite Genuine e o culoare care granulează. Atunci, hai să încercăm pe o suprafață mai mare, să vedem. Interesant. Un verde și un maronia. Las puțin să se usuce și revin să-ți arăt. Aceasta este Green Appetite Genuine. Este absolut superb modul în care a granulat. Într-adevăr, în nuanțe de verde și de maro. Nu s-a uscat încă în totalitate, dar se văd granulele, unele din ele destul de mari. Foarte frumoasă culoarea. Și acesta este și micul nostru proiect. Îmi place și culoarea, și pensulele, și hârtia. Sunt mulțumită de ce am dat. Sper că ți-a plăcut și ție acest videoclip. Dacă ai aceste produse sau dacă ai de gând să ți le cumperi, eventual lasă și un mesaj, spune-mi ce părere ai. Lasă un like, abonează-te la canal dacă nu ai făcut-o până acum și să ne vedem cu bine data viitoare. O zi frumoasă!